Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Preacuvioși, preacucernici părinți, preacuvioase maici, iubiți credincioși. Duminica 21 după Rusalii ne vorbește în Evanghelia sa despre pilda semănătorului. În esență, Evanghelia ne spune că rostul vieții este primirea și rodirea cuvântului lui Dumnezeu. Această pildă a semănătorului a fost rostită de Mântuitorul Iisus Hristos și la cererea ucenicilor săi a fost și tălmăcită sau interpretată de Mântuitorul Iisus Hristos. Mântuitorul spune că semănătorul a ieșit să semene sămânța sa. Și semănând el, una a căzut lângă drum și a fost călcată în picioare și păsările cerului au mâncat-o. Și alta a căzut pe piatră și răsărind s-a uscat pentru că nu avea umezeală. Alta a căzut între spini, iar spinii crescând cu ea au înăbușit-o. Și alta a căzut pe pământul cel bun și crescând a făcut rod însutit. Acestea zicând striga, cine are urechi de auzit să audă. Deci această pildă a semănătorului este una foarte scurtă, dar plină de înțelesuri duhovnicești. Și aceste înțelesuri duhovnicești le arată însuși Mântuitorul Iisus Hristos când la cererea ucenicilor săi a tâlcuit această pildă, adică a arătat înțelesuri de ei duhovnicești. Și anume, sămânța este cuvântul lui Dumnezeu. Sămânța căzută pe marginea drumului și călcată în picioare de trecători și apoi mâncată de păsările cerului, reprezintă, spune Mântuitorul însuși, pe acei oameni care ascultă cuvântul lui Dumnezeu, dar vine diavolul și ia cuvântul lui Dumnezeu din inima lor, ca nu cumva crezând să se mântuiască. Vedem aici că Mântuitorul Iisus Hristos trece repede de la păsările care au mâncat sămânța căzută pe marginea drumului și călcată în picioare de către oameni, la diavolul, zicând că diavolul fură din inima omului cuvântul lui Dumnezeu. Îl fură sau îl ia înșelându-l pe om, spunându-i că nu e important acest cuvânt, că nu este actual, că nu aduce niciun câștig, că nu îi spune nimic pentru viața sa. Deci aici păsările cerului sunt identificate cu duhurile rele din văzduhuri, despre care vorbește și Sfântul Apostol Pavel în epistola către Efeseni, când spune că lupta noastră nu este împotriva cărnii și a sângelui, ci împotriva duhurilor răutății care se află în văzduhuri. Apoi Mântuitorul explică pe cine reprezintă sămânța căzută pe piatră. Reprezintă pe acei oameni care ascultă cu bucurie cuvântul lui Dumnezeu și cred până într-o vreme. Dar în vreme de încercare se leapădă. Părăsesc credința. Uită de Dumnezeu. Sau se răzvrătesc. De ce? Pentru că nu au credință statornică.
nu au credință profundă, ci una superficială. Cât le merge bine, cred în Dumnezeu. Când sunt văzuți bine de oameni, când au câștig din ceea ce fac, totul este bine. Dar atunci când trec prin încercări mari, când vine prigoana împotriva credinței, împotriva bisericii, când trec printr-o boală grea, când pierd pe cineva drag, atunci credința lor slăbește și aproape că ei din credincioși devin necredincioși și răzvrătiți. Aceștia sunt deci cei care la început cred cu bucurie, dar în timpul de încercare, de verificare a credinței, se leapă de credință. La vreme de încercare. Sămânța căzută între spini, care crescând o năbușe, spune Mântuitorul Iisus Hristos, reprezintă pe acei oameni care au ud cuvântul Dumnezeu, cred la început, dar apoi sunt copleșiți de bogățiile, grijile lumești și plăcerile lumești, spune Mântuitorul însuși. Deci credința nu se poate dezvolta pentru că este înăbușită de prea multe griji. Omul nu mai are timp să gândească la rostul vieții, pentru că se gândește doar cum să câștige bunuri materiale, limitate și trecătoare, cum să devină mai important în societate, cum să ducă viața mai bine, în plăceri, în bucurii trecătoare. Și de aceea nu mai are timp pentru credință. Este înnăbușit de griji, de obsesia de a deveni cât mai bogat și de dorința de o viață cât mai plină de sfătări, de plăceri trecătoare. Aceștia sunt cei care, într-adevăr, sunt din punct de vedere duhovnicește sufocați. Și anume, sufletul lor este sufocat de grijile trupești, de grijile lumești, de preocupările de îmbogățire și de adunare de bunuri trecătoare. Dar, cu cât adună mai multe lucruri materiale în jur, omul înăbușit de dorința de a se îmbogăți, își mărește vidul spiritual din sufletul său. Și atunci el nu mai trăiește duhovnicește, ci doar biologic. Își îngroapă sufletul în grijile pământești. A patra sămânță reprezintă pe cei care ascultă cuvântul lui Dumnezeu, spune Mântuitorul Iisus Hristos, îl păstrează și rodesc într-o răbdare. Și mai precizează el, acestea sunt oamenii care au inimă curată și bună. Deci sunt patru categorii de oameni potrivit acestei Evanghelii. Și numai a patra categorie, și anume oamenii cu inima curată și bună, sunt cei care fac roditor cuvântul lui Dumnezeu, arătat în gânduri bune, în cuvinte bune și în fapte bune. A patra categorie, deci, este singura roditoare. Aici, de fapt, constatăm că, în realitate,
cam o pătrime din oamenii care trăiesc pe pământ ajung să ia în serios cuvântul lui Dumnezeu și să-l facă roditor, ca fiind lumina vieții lor. Aici, în mod deosebit, reținem faptul că pământul bun pe care cade sămânța se numește inima curată și bună. De ce Mântuitorul Iisus Hristos a descris această a patra categorie prin expresia inimă curată și bună? Inimă curată înseamnă inimă sinceră și smerită, iar inimă bună înseamnă inimă milostivă, darnică, generoasă. Cu alte cuvinte, nu e suficient ca omul să fie sincer și evlavios, să aibă inimă curată, ci trebuie să fie și milostiv, să arate bunătatea sa prin fapte ale iubirii milostive și smerite. De aceea, în slujbele noastre, slujitorii Sfintelor Altare cer de mai multe ori: Dumnezeule, curățește-mă pe mine păcătosul și mă miluiește. Sau, așa cum spune Psalmul 51, 50, depinde de versiunea Bibliei: inimă curată zidește întru mine Dumnezeule și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Inimă curată zidește întru mine Dumnezeule și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Această cerere de psalmistului ne arată că inima curată înseamnă o inimă curățită. Deci Psalmul 50, versetul 11 spune: inima curată zidește întru mine Dumnezeule și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Aici vedem că inima aceasta curată și bineplăcută lui Dumnezeu este o inimă curățită. Ea se curățește, inima, de păcate, de gânduri rele, de planuri păcătoase, de aspirații greșite, prin pocăință. De aceea, inimă curată zidește întru mine Dumnezeule, se spune în cel mai cunoscut, cel mai popular psalm de pocăință, Psalmul 50, pe care noi le rostim foarte adesea în timpul rugăciunilor particulare, dar și rugăciunii bisericii. Inima aceasta însă, despre care vorbește Psalmul 50, nu se referă la organul care pulsează sângele în corp, ci inima înseamnă aici centrul vieții spirituale, locul în care, sau starea mai bine zis, în care se unește gândirea, simțirea și voința omului. De aceea există expresia în Sfânta Scriptură: ce cugetați în inimile voastre. Adică e vorba de inima gânditoare, este gândirea unită cu simțirea. Deci cele din lăuntru ale mele înseamnă viața duhovnicească interioară, viața spirituală a omului. Acolo unde gândurile bune se luptă cu gândurile rele, iar gândurile bune, atunci când ele stăpânesc sufletul omului,
dau naștere la cuvinte bune și la fapte bune. Evanghelia de astăzi ne arată că omul cu inima curată, adică omul sincer și smerit, dacă practică și faptele bune și este milostiv, el se aseamănă cu Dumnezeu cel sfânt și milostiv, care face să răsară soarele său și peste cei buni și peste cei răi și revarsă ploaia sa și peste cei păcătoși și peste cei drepți. Deci omul cu inimă curată și bună se comportă tot timpul cu sinceritate și cu bunătate, cu milostenie. Care sunt oamenii cei mai cunoscuți ca având inimă curată și bună? Sunt sfinții lui Dumnezeu, sfinții bisericii din calendar sau sfinții lui Dumnezeu din calendarul bisericii. Aceștia și-au curățit inima prin pocăință, prin spovedanie, au luminat-o și au sfințit-o prin Sfânta Împărtășanie și au săvârșit fapte bune ca o confirmare vizibilă în jurul lor, a inimii lor curate și bune. De aceea, biserica cinstește mult pe sfinți, fiindcă în ei se vede cum a lucrat Harul lui Dumnezeu împreună cu voința și cu osteneala sfinților. De aceea, când Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Galateni, capitolul 5, versetele 22 și 23, vorbește despre roadele Duhului Sfânt în inima omului, amintește că acestea sunt bunătatea, dragostea, curăția, îndelunga răbdare, credința și, în mod deosebit, fapta cea bună sau milostenia. Deci roadele Duhului Sfânt sunt rodirile Harului în inima curată și bună. De aceea noi avem nevoie de ajutorul lui Dumnezeu ca să curățim permanent inima noastră, adică gândurile, simțirea și voința, și să arătăm fapte de milostenie, pentru ca astfel să ne asemănăm cu Dumnezeu cel Sfânt și milostiv și să împlinim îndemnul Mântuitorului Iisus Hristos, care zice: fiți milostivi, precum Tatăl vostru din ceruri milostiv este. Spre slava Preasfintei Trăim și a noastră mântuire. Amin.